Capitolul 23. Balam binecuvintează. Balam a zis lui Balac, zidește-mi aici șapte altare și pregătește-mi aici șapte viței și șapte berbeci. Balac a făcut cum spusese Balaam și Balac și Balaam au adus câte un vițel și câte un berbece pe fiecare altar. Balaam a zis lui Balac, stai lângă arderea ta de tot și eu mă voi depărta de ea. Poate că Domnul îmi va ieși înainte, și ce mi-va descoperi, îți voi spune. Și s-a dus pe un loc înalt. Dumnezeu a venit înaintea lui Balaam, și Balaam i-a zis: Am ridicat șapte altare și pe fiecare altar am adus câte un vițel și câte un berbece. Domnul a pus cuvinte în gura lui Balaam și a zis: Întoarce-te la balac și așa să-i vorbești. Balaam s-a întors la balac. Și iată că Balac stătea lângă arderea lui de tot, el și toate căpeteniile Moabului. Balam și-a rostit prorocia și a zis, Balac m-a adus din Aram, Mesopotamia. Împăratul Moabului m-a chemat din munții răsăritului zicând, Vino și blastă mă pe Iacov, vino și de fai pe Israel. Cum să blastăm eu pe cel ce nu-l blastă mă Dumnezeu? Cum să defaim eu pe cel ce nu-l defaimă Domnul? Îl văd din vârful stâncilor, îl privesc de pe înălțimea dealurilor. Este un popor care locuiește de o parte și nu face parte dintre neamuri. Cine poate să numere pulberea lui Iacov și să spună numărul unui sfert din Israel? O de-aș muri de moartea celor neprihăniți și sfârșitul meu să fie ca al lor. Balaam binecuvintează a doua oară. Balac a zis lui Balaam ce mi-ai făcut? Te-am luat să blestem pe vrăjmașul meu și iată că tu îl binecuvintezi. El a răspuns și a zis, Nu trebuie oare să spun ce mi pune Domnul în gură? Balac i-a zis, Vino te rog cu mine în alt loc de unde îl poți vedea, căci aici nu vezi decât o parte din el, nu-l vezi întreg și de acolo să mi-l blastămi. L-a dus în câmpul Sofim spre vârful muntelui Pisga, a zidit șapte altare și a adus câte un vițel și un berbece pe fiecare altar. Balam a zis lui Balac. Stai aici lângă arderea ta de tot și eu mă voi duce înaintea lui Dumnezeu. Domnul a venit înaintea lui Balam, i-a pus cuvinte în gură și a zis: Întoarce-te la Balac și așa să-i vorbești. Balam s-a întors la el. Și iată că Balac stătea lângă arderea lui de tot cu căpeteniile Moabului. Balac i-a zis, Ce ți-a spus domnul? Balaam și-a rostit prorocia și a zis, Scoală-te, Balac, și ascultă, ia minte la mine fiul lui Țipor. Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu al omului ca să-i pară rău. Ce a spus oare nu va face? Ce a făgăduit oare nu va împlini? Iată că am primit poruncă să binecuvintez da, el a binecuvântat și eu nu pot întoarce. El nu vede nicio fără de lege în Iacov, nu vede nicio răutate în Israel. Domnul, Dumnezeul lui, este cu el, el este împăratul lui, veselia lui. Dumnezeu i-a scos din Egipt, tăria lui este pentru el ca a bivolului. Descântecul nu poate face nimic împotriva lui Iacov, nici vrăjitoria împotriva lui Israel. Acum se poate spune despre Iacov și Israel. Ce lucruri mari a făcut Dumnezeu! Da, poporul acesta se scoală ca o leoaică și se ridică în tocmai ca un leu. Nu se culcă până ce n-a mâncat prada și n-a băut sângele celor uciși. Balaam prorocește iarăși bine. Balac a zis lui Balaam, nu-l blestema, dar măcar nici nu-l binecuvânta. Balam a răspuns și a zis lui Balac, Nu ți-am spus că voi face tot ce va spune Domnul? Balac a zis lui Balam: Vino, te rog, te voi duce într-un alt loc. Poate că Dumnezeu va găsi cu cale să-mi blestemi de acolo pe poporul acesta. Balac a dus pe Balam pe vârful muntelui Peor, care este cu fața spre pustie. Balam a zis lui Balac, Zidește-mi aici șapte altare și pregătește-mi aici șapte viței și șapte berbeci. Balac a făcut cum zisese Balaam și a adus câte un vițel și câte un berbece pe fiecare altar.